Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța s-au bucurat enorm de mult la finalul anului trecut când guvernul României a acordat prin lege reducerea transportului în comun și pentru elevii din învățământul profesional. Însă se pare că elevii din municipiul Constanța nu vor beneficia de această reducere. Primăria și Consiliul Local Constanța refuză în continuare să aplice legea educației naționale, care impune autorităților locale să subvenționeze cu 50% abonamentele pentru transportul public al elevilor. Domnul primar, susținând în cadrul ședinței Consiliului Local din 17 iunie 2013 că nu cunoaște prevederile legii, prevedere existentă atât în legea învățământului din 1995 cât și în cea actuală, fiind în vigoare de mai mult de 15 ani. Primarul municipiului Constanța are obligația legală, conform articolului 84, aliniatul 1 din Legea Educației Naționale, să introducă în proiectul de buget al municipiului Constanța sumele necesare acoperirii subvenției pentru abonamentele elevilor din învățământul obligatoriu, profesional și liceal, Acreditat sau autorizat, a declarat Alexandru Bașdec, președintele asociației. Conform spuselor acestuia, argumentația autorităților locale din Constanța reprezintă o încălcare a drepturilor de egalitate. Problema nerespectării legii a fost sesizată atât instituției Prefectului Județului Constanța, Ministerului Educației Naționale, cât și Inspectoratului Școlar Județean Constanța. De mai mult de un an, reprezentanții elevilor din Constanța, precum și Asociația Elevilor din Constanța, au susținut respectarea legii și acordarea drepturilor legale de care din municipiul Constanța trebuie să se bucure, în prezent existând o discriminare explicită și clară, a adăugat Alexandru Bașdechi, președintele asociației. Reprezentanții asociației elevilor amenință că dacă nici în bugetul de anul acesta nu vor fi trecut aceste drepturi legale, vor chema în justiție municipalitatea Constanța.